Sunt un cocalar cu talent. Bă, la friptura asta chiar ar fi mers o bere. Dar e drag cu 10 dimineața, nu sunt chiar atât de nebună încât să bea o bere la 10 dimineața. Ce? Nu mă subestima, gândesc mai mult decât spun și observ, mai mult decât îți dai seama. Paul. Cred că grupul ar aprecia asta. Salut, grup, și numai bine. Bă, dar de ce n-am ochi? Oamenii ori. De ce nu văd? De ce mă urmărești, mă placi? Fata pe care o urmăresc pe stradă, be like, real? E real, nu? Nu, nu, nu! Ah! Nu mă dai tu jos pe mine! Nu mă dai tu jos pe mine! Ah! Postun, bărbați, ca să pară că... Mi l-aș lua eu pe ăsta, dar nu cred că mai e nevoie. Instagram, păcănele cu Sara. Ce păcănele cu... Păcănele cu Sara. TikTok, păcănele cu Sara. Am înțeles din prima. Hai cu noroc, vă aștept și pe YouTube, păcănele cu Sara. Păcănele cu Sara. Păcănele cu Sara, da, Mihai. A zis-o! A zis-o! Păcănele cu Sara. Acum poate să fie fraxul. Până la urmă e Florida. Coia, dar e Batman fără un cromozom. Am nineori! E... Sunt mai deștept decât un cimpanzeu? Nu chiar. That's like pentru strănut. Top 5 scariest jumpscares. Mi-ai bine îmbrăcat. Sunt însurat, nu mai dați mesaje că o să vă răspund. Poftim? Mă simt foarte homosexual în momentul de față. Cine e Mantache? Cel moment când intră Moș Crăciun pe hor. Să vezi așa ceva în timpul nopții. Am adus cadouri. Te rog, am nevoie de o mică favoare din partea ta. Și am nevoie de like la video. Dar se pare că mă plâng? Context pentru un loc de ambasadoare. Contest pentru un loc de ambasadorare la un program online de influențători. Influențători. Și eu contest pentru un subscribe de asemenea. A, uite, nu merge gheghe, nu mai fac nebunie. Gheghe. Tu m-ai făcut. Trenul oricum nu se bagă pe ăsta. Și cam atât. Scoate un tren în avion. Simo, mai sună zilele trecute. Hey Google. Nu zice. Nici how to make a bomb. Apropo, îmi pare rău dacă v-am aprins Google. Hey Google, Fiorca de Brăila. Noroc cu face că eu sunt beat, așa că dați-mi cheile. Ia după Elena Ancuța. Băi, e altă femeie. De ce e cheală? Băi, nu știu să știu. Pare să aibă între 14 și 50 de ani. A rămas tână, rău. Bă. Bine ați venit la ziua 12 de învățare a unui skill. Azi vom învăța să facem backflip. Vrei să o cumperi pe măta înapoi? Ei bine, sună acum la numărul de telefon 07 du-te în probabil o să experimentezi apetit crescut. Băi, e destul de mult, sincer. Mă scuzați, eu n-am păhăruțe de șat, că nu sunt vreun alcoolic. Eu beau direct din sticlă. Daaa, 15.000 de apurați! Accesul 100% gratuit, dar timp. De ce sună atât de asiatic? Timp. Bună, am văzut că nu mi-ai dat follow înapoi. Nici nu plăcea de tine. You wanna get this? Or you wanna get this? Yes. Mă tot dacă dau pe gât.
Poftim? Se extrage BMW 640. Sunt foarte sigur că Al Pacino, Tombole, Anglia chiar o să dea un BMW 640 de. Ultima, asta va fi cea care va tăia mă. Nu mai contează. Stă-te în curul meu. Ești femeie? Tu sigur nu ești femeie? Asta sigur nu e femeie? Asta e nu știu ce era? Ești femeie? Nu ești femeie. Ești femeie? Da. Încă nu-mi dau să. De ce? De fapt nu fă caca, te rog. Bă, nu faci mă... Bă, faci pe poartă! Edi și gagică sa. Dacă nu știi cine e asta, e o femeie care mă urmărește. E o femeie care mă stalkerește. Fiecare dată când fac un episod de Facebook, bă, trebuie să apară gif-ul ăsta cu super. Și am tot spus în videouri că sunt urmărit de acest gif și cineva a hotărât să mă pună împreună cu fata asta. Cât timp fac videouri cu Facebook, fata asta ei să rămână. No! Edi și de ce tot apare? Băi, iar bă, dar dă-mi... De ce? Nici măcar nu n-a adăugat nimic, doar a făcusese la chestia aia. Nu mai vreau să o văd. Bă, abia am trecut peste gif-ul ăsta, super. Și la 30 de ani o să continui să o văd pe tipa asta. Ar trebui să o găsesc. La un moment dat ar trebui să mă întâlnesc cu ea, să mor eu. Să-i dau un pumn în gură. Nimeni nimic, e de care ieșea bully de la Indianca. Bă, nu-mi iau bully de la Indianca, că nu trimite Indianca mesaje. Chiar dacă aș vrea, sincer, să-mi trimite. Super. Ce? Am schimbat Indianca. Ce mai faci? Je suis le super. Haide, mamă, ce rea e asta. What the fuck? Ce asta e poza mea de la balul băbucilor. Toată lumea să ridice mâinile. Edi Grozav a plâns Indianca super. Băi, Indianca super arată într-un fel, nu o să vă mintim. Da, ne stă bine, sincer. Și uite-o și pe doamna super în spate. Arată geloasă. Una e mama la copii, alta e pofta inimii. Joker? Am găsit pe Joker de Galați. Dravo Simona, Cacosi, Caco și Lepule în votre cur. Super! Bă, omul meu a combinat două mimuri deodată. Eu am păduc de cam 6 luni și n-am nămâc. Bă, având în vedere că are o poză cu anime, e de înțeles. Ce l-a spucat? Cunoscut în special pentru melodiile sale pe platforma TikTok, el are o piesă populară numită Original Sound. Foarte mișto melodia aia. V-ați ascultat noua mea melodie? Original Sound. E original. Jocul ăsta poate să fie foarte hard. Nu doar jocul o să fie hard. You're disgusting. Arată-mi și mie Batmobile-ul. Bă, dacă vrei, îți arăt penis. Arată-l. Orice lichid trebuie să rămână în mine cu orice preț. De asemenea și lichidul vostru de preferabil. Frate, vrei să arăt o scămă și micră? Cum adică? Nu. Bă, murim! Am intrat în frie, stai. Cum? Bă! De ce mi-a trimis un cățel? Un suflet mic pentru fata sufletistă. Ți-l trebuie? Da, să-l pun. O nou vine un om, nu-mi plac oamenii. Eu sunt Daniela, singură de 3 ani și sper să găsesc pe cineva aici. Baftă, baftă! Ține așa, da? Și după aia face asta, nu? Pe și care este... La peste mână, la Cine va câștiga între Lil Cagulă și Emi în persoană? Hai să vedem ce zice Bingai, care le știe pe toate. Parcă vezi, e o părere subiectivă, nu poți... Tu-ți Dumnezei! Am cunoscut un milionar anul trecut și milionarul ăla a dat like la videoclip, așa că faceți-o și voi. Ați văzut ce schemă, ce... Ma! Salo! Ce faci? Cine ești? În realitate. Mata! Tată tău. Să trăiești. Ce? Să trăiești. Mersi, la fel. Bine. Da. Catering. Ce? Și... Îți plac băieții? Da, arată grețuț rău părul ăsta. Ia spăduchii, n-aș avea de unde să știu. Teoretic toate drumurile duc înapoi. Spre inima ta. Vreau să mor. Bă, Batman! Oh. Când o cauți cu lumânare. Da. Simona a murit. În cel mai neironic mod, Simona chiar a murit. RIP,
e dusă 6 metri sub pământ. Și o să vă și explic de ce. Simona, după ce a dat de tot succesul ăla, a ajuns la 7.000 de urmăritori, a devenit influențăriță, a vorbit cu toți pedofilii, care l-aș categoriza ca un succes. Dar faima i s-a urcat la cap. A început să consume foarte multe substanțe pe care n-ar trebui să le consumi, să-și petreacă majoritatea nopților cu pedofilii cu care vorbeam pe Instagram. E o pierdere foarte grea, dar o să ne amintim mereu cu zâmbete pe față de momentele ei. Dar se pare că este o nouă gen on the block. Pentru că acum o avem pe doamna Natasha Magdalena, mica noastră rusoaică care a învățat la școala Like. Și spune exact așa: când priviesc spre cer, sunt privită înapoi. Bă, să știi că e destul de memabilă poza asta. Dacă aveți grupuri de școală, trimiteți în momentul ăsta poza. Vă zic că colegii voștri o să fie foarte impresionați de voi și o să vă dea chi. Eu sunt TikTok. Am nevoie de nutrienți. Te-aș da aripioara, dar e picantă. Te spar dracul la cură. Pov, afli cine te-a întrebat. Yes! Yes! Mergi la colindaș, are poarta deschisă și câinile legat. Yes! Yes! Acel moment când găsești 10 lei pe jos. Yes! Yes! Și are masiv. De ce e atât de cringe? Spre exemplu, asta cred că am zis legs, știi, ca să-mi pună picioare, că nu mi se vedeau picioare. Și uite ce... uite ce picioare mi-a pus! Și ce papuci în picioare! Ce pantofi are bursul. Nu mai știu ce i-am spus. Cred că i-am spus să pună peisaj. Mie mi-a pus o femeie. După aia i-am pus și ei picioare cu papucii. Aoro. După aia în stânga mi-a pus o fetiță. Fetița asta de unde a apărut? Aoro. Sincer să vă spun, am dormit. N-am, nu prea. Ai de cap. Yay! De când am mai făcut Facebook? De când n-am mai creat Facebook-ul? Pe vremea când în 2004 eram împreună cu Mark Zuckerberg și ne-am gândit la Facebook, de atunci n-am mai făcut Facebook, dar azi o să fac chiar Facebook. Vocile au învins. Înainte de a vă arăta imagini cu femei care trăiesc în apropierea DVS și vor... imediat, deci imediat, dacă îi zici diseară, nu, în următoarele 3 secunde o să-ți bată la ușă. Nu, nu vreau, nu, nu, hai nu, nu. Sex. Ajutor, Batman, cineva s-a dat la gărgica mea. Foarte mic. Paul se uită la un TikTok cu mine. Cu aia, travelă dus peste el. Eu sunt Simona. E bine pentru 16 ani? Bună seara, dragi telespectatori. Sunt eu aici. Sunt Thomas Shelby. Sunt aici cu Thomas Shelby și azi o să ne uităm la Pucel Mare. Și singura postare de aici este gras. Este gras. Postează o poză cu un pou. Nu o să postez o poză pe un grup cu două persoane. Când o-i băga foarfeca în părtă o lung la spate, a sunat foarte creepy. Când o-i băga foarfeca în părtă o lung la spate. Pierre, vino qua. Pierre, vino qua. Când eram mic, m-am călcat pe jos, nu i-am spus lui mama că scutea cureaua și mă bătea cu mama și cu tata și cu mama. Mă ascund, nu dorm, mă ascund de hoți, scot cuțitul, bag în toți. M-am murdărit pe chiloți. M-am murdărit pe chiloți. Mamă, și acolo vinea, trebuia să vină așa un bas de la... și începea... Ești cam grăbit. Nu, niciodată nu mă găgesc. Mereu termin la finalul convârtirii. Stai, ce? Și... ce vrei să faci? Avem cam o mică problemă tehnică. Zeluimaș câmpului. De ce a sunat ca o vrajă? Zeluimaș câmpului. Bună de limbi.
Și am fost și până afară să mai iau o gură de apă, mă mai plimb puțin, îmi mai revin. Nu-mi pasă, puișor, chiar de pierd, măcar pierd fericit. Vasile Winriz. Spam în chat, Vasile Winriz. Deci mi s-a deschis Bixby. 15 ani, mam. Da. Smash. Nu înțeleg întrebarea ta, cine ce... Tocmai am prankuit un AI. Prank him, John? Ce? Vreau și eu să prankuiesc pe cineva în somn. Nu genul ăla de prank. Bine și ăla. Bună, sunt Moartea și sunt din Tecuci. Mă scuzați, am vrut să scriu Marta. Eu cred că e de fapt un mesaj subliminal. Eu cred că de fapt e un mesaj subliminal. Eu cred că 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 e un mesaj subliminal. Futu-se-mă. Ia spuneți, doamna Minge, cum e să fii și dumneavoastră? Hei, Alexandra. Care este cel mai frumos loc în care ai călătorit? Ce curai? Hey, you want companionship? No, I want championship. Pentru că noi suntem doar câștigători aici. Got it! Mi-a mai trimis două secunde, o secundă de porn care nici măcar nu se vede. Damn. Got it! Yes, yes, yes. Got it! Mă rog, s-a pensionat din box, așa că o să mă pensionez și eu din mâncatul acestei înghețate. Nu vezi. Edi Grozavul anunta sacul logodnica lui domnișoara Popa Popa Elveția Luminița. Nu cred că se vede. La băcuța Milka care dă slobo în noapte. What is better than ordering a delicious pizza and enjoying it with friends? Sexul. From the bubbling cheek. Iciți numărul din fotografie și obțineți 2500 de euro. Bă, după cum pare, numărul de acolo este tren. Oare am ghicit? Ia să vedem ce zice Marius. Ghiciți numărul. Pătrat. În sfârșit o poziție care îmi place. A, uite, am un ceas aici. E ora... cât se nas? A șasea oară cu noroc. Am dat foarte mult cartofi. Deci de la ieri, când am avut cel mai lung timp, am trecut la azi, când toți cartofii mei au ajuns în WC-ul. Și era să mor. Era să mor. The fuck do my dog walk sideways, boy? Like, he don't walk regular. The pit walk heterosexually. Mamă, Batman, ce faci? Ei, fetele. Vă scot la o tură cu Batmobilul? Da. Da. Trebuia să-ți vii să se fută. Am vrut, dar mi-am dat seama că sunt pe YouTube. Și pentru că... sunt Batman. Două tineri surprinse în timp ce frumă. Doresc ca alcoolul să fie mai fain. Buzunarul meu, ok. Eu vreau... femeie. Ai putea răspunde să vâbâi la telefon? Mi-e cam rușin. Nu! În jur! Stai, ce? Uite cine postează, o postează Imbrea, o postează un bărbat. O scoate la produs, vere. Bă, are mai multe! Bă, are la produs, scoate femeie la produs ăsta. Ia dă-mă la profil, ia să vedem cum arată, are față de pește? Coe, prinde pește, neironic. Păi, ești prost. Eu cred că sunt mesaje ascunse. Vreau un puzzle. Salut. Am și eu nevoie de o femeie. Da capa, să poate, vie și blondă. Vie și blondă. Bă, poate te dă la poliție. Pare o fată onestă, trebuie. Dar uite de cine a pus-o. Cine vrea să fie cu mine în matiz? Bă, ce e asta, bă? Bă! Repeti. Hey, yo! Asta e foarte horror. Coaie! De ce ai creat asta? O să am coșmaruri cu propria persoană, bossule. Data? Care e data?
2025. You are from Baia Mare. Baia Mare. De unde ai știut? Unde e Baia Mare? Baia Mare. Baia Mare nu e. Baia Mare. Capătul celălalt al țării. Uite ce distanță e de la. Da, sunt din Baia Mare. Ascunde-mă. Nu vreau eToro, vreau să mă ascunzi. Nu vreau eToro, vreau să mă ascunzi. Nu vreau Superbet, vreau să mă ascunzi. Nu vreau Vlad Casino, vreau să mă ascunzi. Nu vreau Betano, vreau să mă ascunzi. Nu vreau AliExpress. Oh shoot, look, it's a penny. Oh, you know what they say about pennies. Ce e? A un penny is a penny earned. Da, am și eu aceeași reacție când văd un bănuț. Hello, îmi place foarte mult cum arăți și mi-ar plăcea să-ți sărut tălpile. Tony Hawk. Bă, cred că cea mai eficientă cale de a face engagement cu hate e să fii gay. Ar trebui să fac ceva gay. O să-l sun pe Vlăduț după video. Nu mai deschide astea pe aici. Poate găsești direct un film porn. Bă. Hi, how are you, bro? V-ai făcut un dab? Ia-ți pe miștea să mă râd. Să mă mângâie puțin la urechiușe. Să-mi bage puțin inima în gură. Bă, a început să lovească în ce în ce mai tare faptul că asta e ultima oară când văd sau conduc mașina asta. Acum că am făcut pozele finale, deci pozele finale, ultimele poze pe care o să le am cu mașina asta și peste o oră va fi și ultimul drum pe care o să-l fac. Bă, e emoționant. Sunt rămas. Adică lăsând la o parte ultima oară când o conduc, dar ultima oară când o văd, nu să mai fie ea în parcare. Da, cam așa arată locul în care o să stea mașinița. Nu, cum arată. Băi, ce trist e că și Matius o să arate așa. Să mai rămână roțile, carcasele. Ultimul rodeo. Ultimul rodeo. Cred că cineva nu și-a mai primit pizza. Măcar acum nu mai trebuie să cenzurez, presupun. Damn. Damn. Chiar a ciordit semnul de matriculare. Dar de ce porți mască? Nu. Nu. Dar ce lucrezi? Nimic acasă. Poftim? Nimic acasă. Nici acasă nimic? Da, acasă curat, făcut mâncare. Și bărbatul unde e? Că l-am văzut că l-ai. E plecat. Unde? În Anglia. Știi că stai pe TikTok? Da. Îi place? Da, normal. Nu, no, mă ia cu rău, mă ia cu rău, deci mă ia un cringe de la cu rău. My mother died today. Îți dai seama ce video ar fi fost să mănânc numai alimente cu Z. Mâncam o zebră și un xelafon. Chiar am un suflet mare, dacă vă prindeți. Sau, cum pot să te am trag? Adică, vreau să fac sex cu tine fără jimite, vrei, aștept propuneri. Fantasy UK. What the fuck e asta? Hey young goddess, sorry I called by mistake, I'm an investor in young talent. Invest in some bitches. Astăzi marele Edwini va face un truc de magie și se va teleporta în Caraibe. În casa ta. În pizda mătii. Cât crezi că poți să-l bani? Să mor tu pe tot. Edictul o să văd aici. Eu nu poți vomit în video ăsta, te trebuie să rămâi echilibrat. Bei, fă-mă acum. Aha. La microfon am mai făcut din când în când. Acum? Caterinca. Nu mai mult. Păi, dar e groasă. A dat peste 2-3. Îmi place să mănânc? Îmi place. Îmi trebuie unul cu părul lung să fie ca mine. Asta. Nu știu ce am ajuns să fac. Problema e că ăsta face mai repede ca mine. Păi, ce?
trimitem poza asta, băi. Să pun la copertă la Facebook. Salut, eu Edi Grozavu, acest episod este creat de mine, Ai, George. Aiul a devenit atat de la îndemana ca nici măcar nu mai trebuie să vorbesc sau să apar în fața camerei. Băgam i-aș pola că am uitat să pun diacritice. DFKJSHDFGKSDHGSLKH. Puteți vedea fotografii goale ale membrilor. Mamă, cream că zic că membrilor de familie. Am zis, bă, hai că parcă, ok, virus, da. Schemuri, da. Chiar așa, Alabama. Where are you from, Galați? Where is this, Mexico? Ce faci? Bine, tu? Neața. E noapte. Acum e zi. La mine în Galați e noapte. Și după cum a observat aici cineva, Easter egg-ul este Kazakhstan. După cum vedeți, o să merg în Kazakhstan. Ce Spider-Man? Spider-Man se bate cu Isus. Da? O zi normală în Galați. What country are you from? Galați. My grandmother was Romanian. A murit? Yes, acum 13 ani. Bun. Ce? Mama, dacă poate să-mi facă și mie cineva rost de fitul ăsta, ar fi perfect. Plătesc oricât. Bine, poate nu plătesc oricât. Bine ați venit la ziua 15 de învățare a unui skill. Bă, skill-urile astea sunt mult prea ușoare pentru mine. Ce e asta? Efectiv, m-am nevoie de o singură lovitură. I am Jose Mourinho. Bonk. Password. O să vedeți acum ce parolă am pus. Ce romantic arată. Zici că îi scrie o scrisoare iubitei mele din război. Dragă Maricica, e micuță, e geloasă. Când sunt cu tine, simt un fior fierbinte pe spinare. Ce pisă. Thank you tuturor. Frumoasă educație. Nu-mi place să muncesc. Nu-mi place să muncesc. Am 33 de ani și locuiesc cu părinții mei. Da. Mamă, dar ce mai are mai aici? A pus cineva și o jucărie. Tocmai am bătut o femeie. Problema e că nu mi-a luat telefonul. Interesant. Hai la o cafea, dacă vrei. Cafeluța de dimineață, păpușa mea, am pregătit-o pentru tine, dacă zici nu. Sper să-mi cazi în cap căcâto. Oare care este secretul lui Edi Grozavul de oare așa mare, ce moduri interstelare folosește? O să vă zic eu direct. Folosesc... Mi-ară și mie pantaloni. Arată-te mai bine. E singur acolo, mi-ară și mie pantaloni. Bă, George, nu pare în regulă. I-am zis lui Vlad o să filmeze gunoaile alea și e mai haz el de fel. Uite, v-am găsit nici nu mai fac gluma aia. Am găsit comorile. Mamă, ăsta e cel mai dubios om cu care am vorbit până acum. El cheamă și Cristi, era efectiv de așteptat. Auzi, mi-ară și mie șosetele tale din picioare. Un început corespunzător. Apoi, o zi mai târziu, nu o zi mai târziu, 3 ore mai târziu. Eu cred că are un mesaj prestabilit care îl trimite la toate fetele din România. Mama, s-a fost un an mai târziu. Măcar a schimbat mesajul, e de apreciat. Mamă, l-a trimis de vreo 4 ori. Deci ăsta e băiatul cu ciorapul în gură. Nu, dacă vă întrebați, nu i-am trimis poze cu picioare sau chestii de genul. În niciun caz. Îți place ce vezi? Da, mă auzi? Da, te aud. Ai zis că vrei să-mi vezi ciorapul? Îmi place mult. Îmi place mult, da? Ia, cât de mult îți place? Cum? Vreau să văd cât de mult îți place. Păi îmi place mult. Pe al tău mi-l arăți? Ce astea? Ciorapul. Ce faci acolo? Ciorapul. Când ajungi acasă? Păi eu mai încolo leap. De ce? Să te văd și eu. Păi să te arăți la față. Păi când te arăți și tu, să știi ce zic? Păi dacă nu vrei să-mi arăți eu, de ce să-ți arăt?
Nu te mă pești, băiat. Hai, te las. Haide, mă. E mare, dar arată-te puțin. Dar arată-te tu puțin, nu stau la discuție. Haide, pa, dacă n-ai chef. Psihologia inversă. Fiți atenți că o să mă sune acum. 3 secunde. Dați-i 3 secunde și o să arăt. Și o să mă sune. Făm o compunere despre Mihai Viteazu, cum își plimba câinele și a mușcat-o pe doamna Harry Clinton. În timp ce se plimba liniștit, câinele a început să latre la o femeie care se apropia de ei. Acea femeie era nimeni alta decât doamna Hillary Clinton, care vizita România în acel moment. Mihai Viteazu a încercat să-l cameze pe câine, dar acesta s-a eliberat din lesă și a sărit la piciorul doamnei Clinton, mușcând-o ușor. Câinele a fost imediat reținut de către unul dintre membrii gărzii sale, în timp ce Mihai Viteazu își cerea scuze pentru incident. Sunt chiar curios ce se întâmplă cu. Doamna Clinton a primit imediat îngrijire medicală și a fost mulțumită de promptitudinea cu care a fost tratată. Deci o să aibă un final fericit, presupun. Aceeași compunere, doar că acum are un final nefericit. Lumea se sfârșește în urma unui atac nuclear și de asemenea această confruntare îi implică și pe Avengers. În urma incidentului, relațiile dintre România și Statele Unite ale Americii s-au deteriorat rapid. Oh, nu. Această criză a devenit în ce în ce mai tensionată și a escaladat în cele din urmă într-un conflict nuclear global, care a dus la distrugerea totală a planetei. Putea să detalieze puțin, adică a spus exact ce am zis eu acolo. Bătălia finală între Avengers și armata nucleară. Armata nucleară? Cine e armata nucleară? Deci, USA are Avengers, ok? România are armata nucleară în frunte cu țancă uraganul. Toate acestea nu părea că echipa de supereroi poate câștiga această bătălie imposibilă. Mihai Viteazu, care se alăturase eforturilor lor, lui Avengers? Stai, păi și cine se luptă cu cine? Știa că erau puțini și că șansele lor erau slabe. Deci Mihai Viteazu era mai puternic decât toți Avengerii. Cu toate acestea, el și-a dat seama că aveau avantaj neașteptat, câinele său. În timpul bătăliei, câinele a început să latre furios, să se zbată, să iasă din brațele lui Mihai Viteazu. Cu o mișcare neașteptată, câinele său s-a desprins și a alergat spre armata nucleară. O să fim salvați de câinele lui Mihai Viteazu. În primele momente, nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat. Dar apoi au realizat că câinele nu alerga către inamic, ci către un obiect strălucitor care era o bombă nucleară. Fii atent care și twist-uri. Câinele a mușcat din acea bombă, provocând o explozie puternică care a distrus imediat arma nucleară și a salvat echipa de supereroi. Ce? Sunt foarte curios cum ar face exact aceeași poveste Bing. I'm sorry, but I cannot write a composition. Hai să vedem ce zice Write Sonic legat de această poveste. Îmi pare rău, dar nu pot. Este extrem de nepotrivită. Cum e nepotrivită? Și conține elemente de violență și rasism? Dar ce era câinele negru? Păi, ce e asta? Omul meu era în cucu gol, mi-am amintit și de poza aia cu... Ideea e să îți sufli tot oxigenul din plămâni și după aia să te strângi de gât și să vezi ce sunet scoți și ar trebui să fie amuzant. Ok, sunteți pregătiți? Sună de parcă mor. Ce? Cum are asta sens? Dar nu, da, eu și cu îmi place să mănânc suntem related. Suntem frați de sânge. Suntem soț și soție. De jucat. 2. Care 2? Deci fii atent. 2 de rom, da? Da. Deci te-ai în spatele tău. S-a uitat cu aia. Da, nu credeam că o să ajung să fac video ăsta chiar atât de curând, dar da, ăsta este ultimul meu video. Din păcate am ajuns într-un moment în care, pe scurt, a început să-mi placă Cioaca. Am devenit un fan foarte înrăit a Ciocii și am devenit cumva addictiv și nu prea mai am timp să fac YouTube. Vreau să mă dedic de acum încolo a masteriza arta ciocănelii. Am terminat și tu? Eu? Eu n-am terminat nimic. Nu tu! Tu! Da, n-am terminat nimic! Nu, coaie! Am terminat tu! Nu m-am terminat! Nu! Futu-ți! Accesați magazinul dumneavoastră de jocuri și descărcați această aplicație bitcoin.com. Bitcoin Billionaire! I-am trimis poză cu jocul ăla! Adică de când am auzit că se lansează așa ceva, am zis yes! Exact așa am zis! Yes. Apropo, nonat November nu se aplică la sex. Foarte important. Deci pot să declar oficial că am pierdut. Avem penetrarea imposibilă. Mai cuceri deja. Am iepurașul ăsta, da? Îl pun în mâna dreaptă, ok? L-am pus în mâna dreaptă. E mâna stângă cu ei. Îl pun în mâna dreaptă, ok?
tot mă las în gâie, dar continuă. Îl pun în buzunar. Și acum o să scot iepurele, ok? Ok. Ai uitat trucul? Nu, l-am făcut greșit. Cred că în sfârșit mi-am găsit adversarul potrivit. Spiriduș de farfurie vinti, ăla nu-i spiriduș. Ăsta cu siguranță nu-i un spiriduș. Un tip care mănâncă la restaurant cheamă Kellner. Gustă, te rog, supa. Kellnerul confuz întreabă. Este supa prea caldă? Gustă supa. Este supa prea rece? Gustă supa. A intrat o mucă în supă. Gustă supa. Kellnerul obosit de ghicit cedează. Bine. Bine. Ne-a căcat în el. Ei, fata, scot la un bet mobil. Băga mea, aș fur. Dai, dai, dai. Bună dimineața, ce faci, 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 ce faci. I don't have any enemies. Ce mă? Ce mă? Differences between us. You're a dream fighter. I'm a dream killer. Am primit edit cu Paul Senior înainte de GTA 6. L-ai făcut mai bine pe Paul decât pe mine. Coaie, deci avem artwork cu Paul Senior înainte de GTA 6. Everybody wants to fuck the 15-year-old. Paul Senioca! Ești fan Edi Grozavul? Mulțumesc. Nu happy. Bă, v-am spus că Paul a devenit mai popular ca mine. Imaginează să meargă cineva la Paul să-i zică: bă, vrei să facem o poză, că am văzut că ești pedofil pe internet. Marilyn Monroe a spus: nu am nevoie de Isus. 3 zile mai târziu a fost găsită moartă. Mama i-a spus fiicei sale să meargă în excursii cu prietenii tăi. Ce pula mea, ce am citit atât de prost? Uite, Marian i-a dăruit o floare și Sorina a răspuns: o seară. Edi se află doar la 3 km de tine. Dă click aici pentru a juca un Macao cu el. Iar dacă nu vrei să joci Macao cu el, apasă totuși pe subscribe. Ce fac acum? Goat. Deci, Messi. Uleiul extra virgin. Știu că așteptați o glumă pe care n-o să zic. Nu știu ce înseamnă asta, poți să-mi explici? Te fuți? Eu cu orice femeie sau bărbat. Îți plac băieții? I know a spot. The spot. Uai, au trecut 7-8 ani mai târziu. Ce? Oricum, nu scap de netunsă la păr tău lung, dragă. Zi, ce fula mea ar trebui să răspund eu la oricum nu scap netunsă? Ajutor! Când femeia spune nu, tu spui da. Da, mai pun căștile pe cap, are rost. Fuck! M-o fi auzit? Cred că da. Vei păstra secretul privind identitatea acestor femei? Nu. Aceste femei ne-au rugat să-i blocăm pe bărbații care caută o relație. Vor doar rapid, fără relație. Ești de acord cu asta? Nu. Sunteți de acord să folosiți un prezervativ în timp ce faceți cu toate femeile pe care le cunoașteți pe site-ul nostru? Nu. În cele din urmă, aveți 24 de ani sau mai mult, unele femei ne-au cerut să nu acceptăm bărbați foarte tineri deoarece se comportă adesea Nu. Felicitări! Trebuie să fac o bărcuță, dar e foarte fric. Mamă, ce cură am. O, Batman. Un video rău de galas. Uite, așa îmi fac și eu. E de pe poză cu el, vreau să văd. E la terme? Aia, da, e, la... e la terme, da? Deci, pe carte. A, în sfârșit. Coaie, bă, nu se mai termină. Bă, e aceeași poză. Să fie o poză de profil zilnic. Uite că e aceeași dată. 5 minutes later. A apărut. Și acum comentat singur, e singură. Ce faci, o pirești bine singură? Doamne. Ei, nu, deci e un blestem ăsta. Nu, n-o să mai scăpăm de poză. Am intrat în Matrix. Iarăși pe fata asta. Suntem în 2022. Ne trebuie, vedeți. Ia. S-a terminat, bă. Nu, a luat-o la capăt. Ah, no. Ia altă femeie.
Mamă, dar femeia asta a rămas ceva timp. Oh. A schimbat casa. Ne-a trebuit doar 2 ani și 50 de poze să ajungem. Mai tu dată pe poze aia pe greu. A inițiat un apel video, mi-a răspuns. Hey, what happened? I dead. I dead. Îmi place să mănânc be like. Ideea de meme. Dacă tu, text. Dacă Eddie zice, text. Dar nu înțeleg ce dracu aștept să însemne asta. Dacă tu te omori, dar Eddie zice, pardon. Eddie zice, pardon. Dacă tu te omori, dar Eddie zice, pardon. Bun, acum te las pe tine. Bă, murim! Cum funcționează jocul ăsta? Uite, am mai pățit asta o dată, pe a noua 11-a 2000. Unu. Era 11-a 9-a. Nu, copacul, băi! Nu! Am murit. Ok, îți faci unchiile. Îmi fac o sfoară să mă prind cu ea de gât. Bună, cine este interesată să ne cunoaștem, să dea cerere. Se spală pe dinția după el. Toți înțeleg, am 6 bile. Eu am 2. Dar nu mă laud cu asta. Pot să spun că el își începe de obicei videoclipurile cu o salutare amuzantă. Dacă ai putea așa să descrii cum intru eu într-un video. Dacă nu o să dai subscribe, ciocanul poți să mi-l belei. Da subscribe. Facă de subscribe. Probabil o să schimb multe poziții în seara asta. Și nu doar când vine vorba de sex. Uvu. Ar trebui să simt drowsiness, abarancia, iribili. Desigur, dacă sumă mămici care se uită la acest episod, puteți să-i dați mesajul lui Roxandra Pop, care caută mămici. Și eu caut mămici. Deci asta este o cutiuță magică. Alege o carte. Nu te mai uita, țărane. Vom deschide cutiuța. Nu te uita la ea. Bă, nu te uita la ea. Nu mă uit fără. Okay. Tu mai te uita la ea, cum zic. Uite-te în buzunarul tău. Chiar s-a uitat. Da, a. Ok, stai să mai încerc o dată. Acum uite-te în buzunar. S-a uitat iar. Ok. Fii atent acum. Marele Eduini! Bă, gen, știu unde e. Nu știi. Uite buzunar. Că știu unde e cartea. Nu mai știu unde e cartea. Deschise, a rupt-o el camion. De că nu poate, hombre, porque se bă, descape. Asta e cea mai proastă cateringă pe care si, am eu am încercat. Hai mă, dă-l cu ăsta, că mă aplic DC, gata, e. Tu cum ai reacționat? 50 de lei puneau salariu. Na, mamule, bun, mă. Y tu casi acabaste conmigo. Ya te entiendo, Esmeralda, pero tú tienes que entender a mí también. Eres mi vida, eres mi vida. Guarda como un buco. Bueno, ahora viene el grupo hasta ahí, el grupo arpiel. Ya. Brânză. Ce e o brânză? Brânza e scumpă. Păi eu n-am mâncat nimic azi, mă, omule, mă, am mâncat 2 covrici. Păi... Am lucrat 12 ore acolo, ui, la tine. Păi dacă e scumpă, asta înseamnă... Brânza e scumpă? Păi... Am întâlnit o pizdă care vorbește cu pisica. Marian! Unii oameni ar putea crede că Eddie Grozavu este deja unul dintre cei mai buni youtuberi din om. Pink, hai, nu trebuie chiar să mă sugi așa. A, mă mușcă calul de spate. Mi-am plătit Batmobilul în rate. A, scap piciorul în căcat. Și l-am futut pe băiat. A, ce m-a lovit la ouțele mele! Fake you. Cică zi. Păi nu, că e noapte. $500 pe zi? Îți dai seama că asta înseamnă vreo... Mult? E bro, ok? Se comportă de parcă într-un edit. Uite, de-aia mai bine noi mai băgăm pe fete. Eu și cu frații mei rămânem la frații mei. Asta sună extrem de greșit. De unde a apărut băiatul ăla? Oare așa arată și mintea unui autist? Da. Ce legătură are cu Eddie? E...
Te mai pe aproape de mine, ce ură sunt. Ia vezi, recunoști eu? Bă, după clădirea aia, blocul ăla... Așa... VB1, come alevu. I speak croissant. Speaking English? Oui. Oui. Ia atent. Data viitoare când văd o femeie, îmi dau la... nu, scuze. Apasă pe butonul de subscribe. Sau o să fie peste tine. Suntem învățați și să investim. Investește în pizda, mătii. Așa, dă-i. 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 Dacă te uiți la videoclipul ăsta, bagă 10 flotări. Acum. Mai fi bătut. Ce să știu, frate? Aștept. Ce câine urât. Zici că e fumat. Zici că e Snoop Dogg. V-a prins? Am în nas un muc. Am o pulă în cur, beau suc. Dă-mi... Nu cred că vorbește română. Cute name? What the fuck? BOOM! Mamă, exact pe... Bă, da, exact pe geam, dar care să fie șansele să nimerească chestia aia fix pe geam? Bă, da, este așa. Parcă blocul ăla e destul de asemănător cu al meu. Și-a lăsat geamul deschis! Pretty please, Rux, you are so beautiful. Am ajuns prin București în vacanță, am vreo șansă să sărut piciorul. Bă, dar ce ciudată lumea vrea să sărute piciorul, tălpile, picioarele. Băiatul meu merge cam des în București. În august a fost în București, noiembrie, iulie. Bună, am venit în București în vacanță. Se poate să-mi acorzi o șansă să sărut tălpile, te rog? Cred că băiatul ăsta vine în București numai că speră că poate îi sărută tălpile acestei Rux. Și că cine pula mea merge în vacanță în București? Da, ăla din stânga de arată muie de două ori. Te zici că e semnul yin-yang? Semnul yin-yang? L-am pierdut bine. L-am pierdut în pădure, coaie. Coaie, de ce pula mea te dai la minore? Mai vrei să facem sex? Iată, pot să le iau în brațe, nu știam cum. Cele mai faine femei sunt în grupul ăsta, însă una, dar niciuna nu ți-ar da o bucată de țâță chitrelor. Păi cum să te Vâșgă! 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 Dau eu. Sper că nu-mi sare ceva în față. Exact ce am spus. Ok, am pătruns, am intrat în gaură, totul merge bine. Du-te în murții, murții. Ce-a dat de funny? De ce cineva e trist într-un secretariat? La două dimineața. Și face live pe TikTok. Unul dintre voi n-a făcut problema aia la mate și... Proful s-a supărat. După cum vedeți, s-a supărat rău. Never will I say to use I owe. Ah, sună palpitant. Ce p***a mea? Să moară măsa, că mă așteptam la asta. Alea sunt mereu acolo. De ce am făcut asta? Pisica n-a e servicii, dar ai grija să nu pici dacă tu vrei să te ridici, dar nu te ambala. Caută-l pe Jokerul de Galați. Bă, poate asta e Jokerul de Galați. Așa postură, bă, o adevărată postură de boxer, ești nebun. Și acum mă pregătesc să dau cu pumnul în sacul de box. Me when you're grown up. You
Eu când încerc să fac o glumă. Aia a fost bună. Ea mănâncă. El când noi când. Bă, mă mușcă țânțare, deci nu mai suport. Du-te! Stai, asta e o poză înainte de... Am făcut un video cu Johnny Sins. Nu genul ăla de video. Eu și fetița mea, două fete singure care au nevoie de un tată și un soț iubitor. Cine vrea să vorbim, să-mi scrie privat. Ce face? Ce face? Aș dori să ne cunoaștem în Ploiești la o cafea. Și după cum vedeți, e foarte cute. Acesta ar fi fost el dacă ne întâlneam la cafea. Exact în poziția aia ar fi stat. Bună, Mihai! Mă bucur că m-ai invitat la cafea. Acum ce vrei să facem? Vrei să facem sex? Oricum, super bad. O pantă, super bad. Ce ai zis? Ce ai zis, mă? Bad man, e căcă, ce zis? Mamă, să moară, mă. Am înțeles paternul. Și eu sunt băiat. Duc Adam! Apără Duc Adam! Călcați-mă în picioare, please. Please. Părinții tăi sunt români. Deci zici că m-a așezat la o masă la fața asta și mi-a zis, Simona, părinții tăi sunt români. Băgamei, pu... Vă plac femeile alea cu sâni mari? Da. De-alea vă plac vă... Da. Curul mare, țâțe mici, mi-am băgat la cur furnici. Ia uite ce doarme javră. Wakey, wakey, it's time for school, it's time for school. Află cum Eddie Grozavu își freca ca să fie mai mare. Își freca, dar acum de ce nu mai frec? Ce s-a întâmplat? A căzut? Care e ultima generație care n-a avut măcar un televizor? Deci efectiv eu mă duc prin anii 50 și prin anii 50 măcar aveau războaie. Uite și tu cu ce am șters, lentilă. V-am șters efectiv cu un prezervativ. Da, și arată în prezervativele mele. De aia nu fac sex. Ia eu mă simt animă. Noi. What the fuck e asta? Spera să fie ca în TikTok-urile alea, speech maker. De ce e plin de căcat? De ce e negru? Sincer, mă întreb de unde a apărut Popa Elena Luminița în universul Lady Grozav. Îmi place să mănânc, înțeleg. Dar de ce tot apare Popa Elena Luminița? Adică e în fiecare lună în postările de pe grup. De unde știți că e iubita mea secret? Bă, cămașa! Cămașa! Acum o să asistați la cel mai mare poet al vremurilor noastre. Cel mai mare scriitor și de muzică ușoară și de rap, ce vreți voi. Bună, Natasha! Mulțumesc pentru fapt. Viața e nespus mai frumoasă în doi. Sufletul meu cu seninătate gândește. Bă, deja pare extrem de pedofil omul ăsta. Harder to feel, better to know. Bucăli... Mamă, coaie, vine să mă simt și... Care sunt florile tale preferate? Robux. Nu o să intrăm în detalii. Robux este o florărie, da? A părut foarte ofensat când a răspuns. Hai să te întreb eu altceva. Dacă 1 plus 1 nu pot face niciodată 3, crezi că 1 plus 1 pot? O... Ce? Hai să te mai întreb încă una. Păi, dar n-am răspuns. Deci văd că ești o femeie cu simțul umorului, dar n-am răspuns. Dacă îi prinde salvamarul pe Magdalena și pe Cristian încolăciți în... Eu sunt Magdalena și el e Cristian. Încolăciți în mare după orele 1:14 dimineața și Cristian face baie cu pantaloni albaștri pe el. Iar Magdalena e în costumul de baie roșu. Hai, de ce îmi povestește fantezia lui cu mine? Tico Batman, salvezi orașul? Alege o carte. Vai, de când vreau să se întâmple? Alege-mă o carte! Tac, mă, sărăcie, aia de acolo. Mi-ai spune în tactul! De parcă ziua nu-mi poate să mi se facă somn. Dacă nu știți ce e frețul, sincer... Omorâți-vă. Respectați dorințele sexuale ale membrilor noștri. Sunt oameni normali care caută distracție. Da, dacă vrea să se cace la mine în gură, eu primesc. Ei, ei, direct din Birmingham. Păi știi care e problema cu frigiderul lui Mamaia? Niciodată nu știi ce e bun de aici și ce nu mai e bună de aici. E efectiv o loterie. Văd niște lapte, ca și mânca niște cereală, dar văd lapte în 3 recipiente diferite. Bă, dar noi n-avem vacă. De unde e laptele ăsta? Acum, pentru ultimul truc, o să-l fac să dispară pe Andrei.
Bă, nu. Ce furi? Prefer doar să plece pe scaun ca aș fi editat. Mi s-a părut mai amuză. Sanca Uraganu Holding Hands with. Bine, acum sper să-i cunoască. Hai bă, că sunt personaje. Ah. Ce s-a întâmplat cu Dorian și cu Țancă? S-au luptat cu Thanos, de ce arată așa? Nu băga mâna în foc pentru nimeni, tot se trădează cândva. De da. Băi, frățioarea. Bă, dă-te, drecu. Mamă, dacă îmi sare ceva în față. Nu, ieși. Ieși. Eu când postează Eddie Grozavu. Justin și altele se simte deprimat la spitalul nou, secția nebuni. Average abonat Eddie Grozavu. Asta e și reacția mea când văd postarea asta. Mamă, Batman, băi. Stai să-mi iau și eu costumul cu Spider-Man. Spider-Man nu e din. A? Spider-Man e gay. Păi aici cred că trebuie să fie. Dar e gen crocant, auzi. Cum înregistrezi audio? Ziceți repede că-mi vine. Salut, Simona. Salut, Izule Negru. Îl cheamă Izu Black. Salut. Oare să mă simt jignit că m-ai luat la mișto cu negru? Ce zici, oare să mă simt fata mea? Fără titlu. Ce? Da. Atunci să te duci tare și să te întorci încet. Sex? Cred că e un protest. Da, băieți, da, șerii, băi. A început protestul împotriva săpunului. Sunt ud după acest joc. A câți bărbați dezbrăcați sunt acolo, normal că sunt ud. Pula, 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 pula. A stricat. A, Miguel. A, Miguel. Ouăle de păduchi sunt lindine. Ele sunt cilindrice, albe și ovale. Am păduci. Well, am avut păduc. În câte feluri poți să scrii cuvântul păduchi? Peruchelie. Peruchelie. Nu, deci dacă mai văd încă o dată o altă formă pentru cuvântul păduchi, eu chiar am înghițit în podobi, în gură. Cuvântul în podobi e o formă pentru păduchi. Și am avut bătut și m-a mâncat foarte tare părul. Acum chiar că trebuie să-și bată joc. Deci nu e posibil. Bă, da, o dracu, am înțeles, păduci, păduchi. Împodobit, bătut, a avut bătut. Bă, dă-o dracu, cum bă să ai bătut? Cine te-a bătut? Să deții cel puțin o mașină de lux? Am poză cu ea. Jokerul nu știe ce o să vină peste el. Vorbesc la Alcatel. Pof, căcarea de dimineață. Cine ce? Cine te-a întrebat? Find Peter Parker. Ok, literalmente primul reel pe care l-am salvat a fost sex. Pof, vezi un copil cum cade. Ce-a zis? Bun, nu face bine. Prima zi a decurs normal. Mi-am văzut de viață liniștit. Mi-am urmat rutina zilnică. Am făcut și puțin sport încât să am energie pentru toată ziua. Am făcut un duș, cum obișnuiesc de altfel să fac în fiecare zi. Pe primul date au fost de nedespărțit. A fost surprins puțin bombardierul că nu era fată, dar a zis că dacă tot are gaură merge. Ce să mai facem postări în care fac sex cu bărbați? A ieșit și soarele. Când gagică ta vomită pentru 2 săptămâni în continuu, dar nu e însărcinată, are cancer. Yeah! Hey, come on, baby! Come on! Bine! Come on! Bine! Ce-mi place
penisul mare și zemos. Și mi-am amintesc de ultimul vis, ăsta a fost cel mai... ăsta a fost gen cu acțiuni. Și după aia a început o furtună și trebuia să fugă acasă, dar la un moment dat a început să fulgere ca în filme, gen să explozi. Erau mai mulți oameni care au fost prinși în furtună și fugeau și ei și încercau să nu fie fulgerați, că fulgera gen la fiecare 5 secunde undeva pe stradă. Zici că era un film de acțiune. Exact așa se simțe. Și aia fugeau pe acolo și eu fugeam. Prima oară am încercat să intrăm într-un magazin care chiar e în sat aici. Era închis. După aia am început să coborâm în jos, gen să mă duc spre casă și ei probabil la fel. Fulgera. Și am ajuns după la un alt magazin mai jos, care asta nu cred că există în realitate. Și am intrat gen, nu, o să deschid ușa. Și am intrat toți acolo. Și după aia am primit mici gratis. Send me your pics. Ajutau cu pix. Doamne, dar ce aș putea pe depresiva asta. Să schimb băiat. Imagina să ții între una așa în casă și să fac așa. Hei, iubi, am ajuns acasă. Stai că mă distrage. Uai, o văd pe asta cum dă din cur. Cum oprezi videoclipul? Bună, știi ceva, mesil. O dar bună stă de br... fraza vă pretătra. Cred că al meu a zis, bă, n-arăt extraordinar. E foarte puțin probabil să atrag o femeie, așa că voi folosi o vrajă. O dar bună stă de r... Dubis ești cvera icra... For prate dni. Și-a vrăjit-o la propriu. Ești cumva supă la plic că mi-ai plăcut instant. Păi n-a fost rău, dar de ce ai zis o zi mai târziu? Ești terminată. Activități de om normal la 7 dimineața. I'm Batman. Și ideea să mănânci rapid e să înghiți foarte repede. Now take a right turn. A right turn in Paistamati. You reached your destination. Your mom's ass. Ia, noapte bună. Ne futem. Cine dracu crezi că se mai bate cu tine dacă îți dai pantaloni în jos? Bine, nu faceți asta cu mine, că s-ar putea să... intru mai bine. A ți este rușine să faci așa la poza cu Dumnezeu? O sunt cu Dumnezeu. Dacă nu poți folosi tehnologia, învață-o. Deci, gândește la un număr de 3 cifre, să aibă cifrele gen descrescător. Ok. Stai, scrie pe o foaie, că o scriu mai... nu mă uit. Nu scrie pixul. Părea, măcar un pix funcțional să-mi dai, Eddie. Nici ăsta nu scrie. It. Asta e un creion. Sper că se vede că mi-a dat un pișa de creion. Și scrie sub el, inversul. Acum scade primul număr din al doilea. Mai știu să o mătă? Care e ultima cifră? Din ultimul număr? Care mi-a dat 5. Stai, trebuie să verific ceva. Omul ăsta se citește instrucțiunile, cum puteți să vă uitați așa ceva? Nu înțeleg. Ok, gata, mi-am amintit. Fă cu al număr. Fiți atenție aici, marile Eduini. Care este ultima cifră? 3. Numărul este... interesant. 6, 9, 3. Nu este trebuie să fie descrescătoare cifrele. Numărul final. Ha? Marele Eduini! Cum a făcut asta? Bă, șmecher, zic cum a făcut asta. Un adevărat magician nu-și dezvăluie secrete. Bă, te omor pe cameră. There is something in the way. Sunt homosexual. Comanzi Bolt în Craiova. Bună seara, eu aștept după doi băieți să bage un telefon la mare să-mi achite cursa, nu știu cât dureți. Dar ce fel de curs a făcut de are nevoie de un să amaneze un întreg telefon? Putea să-i dea o labă sau ceva? E posibil să vrea sex, dar nu garantez. You say yes. Da, cred că... sex. Ia, i-am dat sex? Zi, dragă. Tot cu părul prins în coadă, ești dragă? Zi, dragă. Ești în microbus? Zi, dragă. E singură sau cu părinții tăi? Zi, dragă. Ai ajuns la țară? Zi, dragă. N-am mai zis asta. Surprinzător. Ești cu părul desfăcut acum. Zi, dragă. Ai bunici la Păulești? Zi... Bună dimineața, haideți la cafea. Bună dimineața, hai să ne luăm viața. M-a auzit TikTok-ul când am zis că vreau live-uri mai variate și acum îmi dă tot felul de ciudățenii. Mă murdăresc tot. Te trebuie? Bă, ăsta e într-o casă bântuită. Na. Bă, l-a luat. L-a luat fantomă. Thanks for having us over. Open. Așa mă, frate, uite așa vreau să are de furiu pe aici meu. Da un bet comentariile? Da, mi-ai flash, doamne, să-mi dai? Da. Da. Dacă mă cac în mașină, l-o mor pus.
Efectiv îl omor. Pare profesor de istorie. Pare, n-o să zice pare. În sfârșit am dat de ceva bun, like. Apoi a fost o greșeală. Apoi a fost ultima picătură. La propriu. Vlad got an achievement. Am învățat să merg pe biciclet. Ce gustos arată. Ce bine miroase. Abia aștept să mănânc asta. Măcar comestibilă? Au. Ia să vedem ce am gătit aici. Dând la o parte acest bacon. Dacă vă întrebați de ce întrem rămâna așa, mi-e frică. Eu zic că e foarte mâncabil. Unde e Jokerul de Galați? Nu știu. Cred că doarme. Trezește. Cioaca. Tu n-ai probleme cu hemoroizi, nu? Intră și cum cam brânză. Păi de-aia mi se zice larga. Cum ți se spune? Bă, nu-mi place. Cași gura mare? E o cască, dar mă scui prin gură? Nu, puteți spune, cască. Hai. Dar să fii curentat, îți place? Da, că mi-e place să mă scuip mult, nu așa, scuipat. Zic când ai făcut o ultimă. Deci trebuie să nu las vocile să învingă. Uite, băiatul ăsta ce că a fost plătit. Vorbesc foarte serios, tocmai a fost plătit. Cum plătesc? Ești gata să primești cadou? Cât costă? 100 de... aparent chiar costă. Uneori veneam de la școală, bă, și aveam o căcare de aia urâtă, urâtă, care cumva la școală nu-mi venea. Bă, dar în timp ce mă îndreptam spre casă, creștea din ce în ce mai tare și până ajungeam la ușă eram. Când intram pe ușă, pantalonii nici nu mai cădeau de pe mine, mă căcam pe mine. Bine, nu s-a întâmplat asta. E cât de vreo 3 ori. Ce pune e aia? Postez pe asta pe grup. Sunt năstrușnic. Ce pune? O pun și pe asta. Comentează. Rincă. Skip. But when does this game get fucking good? Ce pula? Ce erau numai femei și într-o dată a apărut Răzvan Cogan? Pentru următoarele 20 de minute ne vom relaxa și ne vom rezolva chakrele împreună cu Denis. Nu mă întrebați de ce Denis are nume de băiat, dar dacă poate să ne ajute în această călătorie, eu n-am nicio problemă cu asta. Din partea mea poate să mă și fută în cur. Bună dimineața, haideți la cafea. Bună dimineața, hai să ne luăm viața. Ciao. Iată, ăsta e italian. Ciao, ragazze. Manger. La penis. Ui, ui! Chip Lace Wavy în forma unui cerc perfect. 10.000 de euro. Dacă chiar e un cerc perfect, eu îl cumpăr. 10.000 de euro, două morți ei de mașină, eu îmi iau Chips Lace Wavy. Ia! Yeah. E un cerc perfect. Nu știu la ce mă așteptam. Închiriez fată pentru înmormântări. Dar oare o fi doar la înmormântări? Pentru sex se poate închiria. Uite, bă, pe Florin să mă. Nu mai smuci. Simți femei disperate. Nu mai smuci. Ce mișcări! What the fuck? Bună, nu vrei să ne cunoaștem? Nu. Ce urât. Atunci suși pula cu măta. Bine, nu, n-am zis-o cum trebuie. Bună! Nu vrei să ne cunoaștem? Ah, ce m-a lovit. Nu? Atunci suși pula cu măta. Dacă mâncați, să știți că cu mâna pe care am băgat-o în cur, mănânc acum. Sunt cea mai dezgustătoare. Frate, subscribe la Edi Grozavu. Asta nu sună ca mine să iei pula mea. Poftim, am fost și eu cu el, nu știe mapa Bucureștiului, n-a găsit clitorisul. Nu-s din București. Clitorisul nu e numai în București, frate. N-au avut, ai tăi sex talk cu tine? Sunt orfan. Undeva la munte, la bunica mea. Unde, bă, fără tehnologie și astea, ai cât de cât ce să fac, cât să fac. Să mor tu și eu dacă nu dai un pic mascara jos. Bine.
De ce? Nu există niciun motiv care ar putea să explice imaginea asta. Bună, ce mai faci? Plot fixing, getting a response. Ok. Primul robot. Primul robot care o să mă fută în cur. Uite, nu am de noi. După cum am spus, piperul nu e măcinat, așa că voi trebui să fac o mică magie. Nu, nope, era măcinat deloc. Are Edet și Edi. Băi, ești nebun, le are toate caracterele din serialul ăsta. Salut. Bag pula scântură. So it's some iPadpill and Spender and a fact of Mr. Destiny 3 Fire P. Caroline and I'm so appointed to be Messelar. Zici că a țipat din cura iadului. Și o să fac așa un... Știi ce zic? Nimeni nu știe ce zic. Nici măcar eu nu știu ce zic. Aici ca lansătoarea în braz. Doamne, dar cât mai văd video-ul ăsta cu Shelly? Bă, coaie. Mamă, ce rele sunt astea. Le X pentru sec. Auzi, să faci berbecul. Păi dacă la protap sau cum? Coaie, la ce mă uit? Funcția de imunitate mai proastă, presupun. De asta mi-e frică, sper să nu răcesc sau ceva. Cred că încep să văd lumina. Să mă duc spre ea. Mami? Să mor tu, să mor tu, că o să cânte Rafael, vreau să bine, nu, bă, așa cred că se numește. Că nu vreau, e pentru că nu se abonează. Fut tinele, tata lumea să le duce mâinile, de sus ca sau o să sput. Dă-le, Rafaele! Tata lumea să le duce mâinile, live-ul începe în 5 minute. Ia! Yeah. S-ar putea să nu înceapă în 5 minute. Mamă, ce le zice Rafael? Ia, ia. Știi ce zic, fii, dă subscribe, vreau ca un câine să sufere la 16, așa că să subscribe. Mulți înainte, mersi, tu câți ani ai? Câți crezi că am? 12. Ai greșit, am 11. Să știi că am de două ori jumătate cât tine. Stai, ce? Adică are 6 ani. La ce s-a gândit când... A început live-ul, ok, și a pus o poză. Și ăsta e tot live-ul. Vreau să știu care e procesul de gândire din spatele acestui live absolut genial. Cred că m-a auzit. Ce faci, Batman? Coe, am scut de ce cu Atrina? 6, 5, în sfârșit. Ia să vedem ce mesaje drăguțe mi-au trimis oamenii acum că am lipsit săptămâna asta. Probabil în care au zis că le-a fost dor de mine sau chestii de genul. Chiar nu pot să aștept. Îmi bag pula în mătă. Un obiect zburător de formă cilindrică filmat cu o dronă în Ungaria. Oare ce-o fi? Unde e? Abonează-te la acest video. Abonează. Femeile, putem face tot ce face un bărbat. Bărbați, pișați-vă pe focul de tabără. Super tare! Ce melodie asta? Cum închid asta că începe să mi se scoale? Uite și detaliile pe ok. Este o mare oportunitate pentru mămici, tătici și persoane singure pensionari. Este o mare oportunitate și căutarea unui job. Credeți că sunt bun doar la freestyle-ul. Când mă plimb pe stradă, cad în cap. Nu, sunt bun și la freestyle-ul ăsta, ia uite. Wow! Leo Messi, Cristiano Ronaldo, vin după voi. Tui. Cred că trebuie să țin mingea. A, uite. Aproape. Nu sunt eu prea bun, sunt eu prea talentat. M-am născut cu stea în frunte. Bă, tu știi că mi-am dorit să fac chestia asta și am făcut-o din a 5-a încercare? Bă! Mi-a pornit tot piciorul.
Sunt o prințesă. Și eu sunt handicapat. Cu ce te ocupi tu? Un minut mai târziu zi. Eu sunt și frizer. O să înțelegeți de ce acest termen de frizer este foarte important. Pentru că pentru el nu e doar o meserie, e un stil de viață. L-am întrebat dacă tu unde-și părul la sub braț. Eu sunt frizer. Asta am înțeles din prima. Și l-am întrebat cu ce te ocupi. De ce mă întrebi? Vrei să te tunzi la păr tău lung? La păr tău lung. Zi. De cât timp nu te-ai mai tunzi la păr tău lung? Deci din ce am înțeles până acum, băiatul ăsta vrea să tundă, îi place să tundă și vrea să tundă la păr meu lung. Zi. Dă-mi o poză cu tine, tu ai fost vreodată tuns la păr tău lung? Zi. Am văzut că ai prieten. Zi. Tu ai părinți? N-am. Dar cine era cu masca pe față? De ce nu ai părinți? Ce pula mea întrebare e asta? De ce nu ai părinți? Că au fugit, dracu. Ce tunsoare vrei să te tunzi la păr? Băi, dar n-am zis în niciun moment că vreau să mă tund. El ține neapărat să mă tundă. Nici măcar nu vrea să mă fută sau ceva. Vrea să mă tundă. Asta e tot ce vrea de la mine. Bună, ce faci? Bună, ce faci? Iar mă sună. Și i-am arătat cum vreau să mă tundă. Dă-mi o poză cu tine. De ce? Ca să văd dacă te pieptăn la păr. Tu cu ce te pieptăn cu peria? Hai. Cu aspiratorul. Îți e greu să te speli pe cap la uscat? Păi de obicei am capul ud când mă spăl. Se și vede că este tocite vârfurile la păr tău lung în poză. Bă, deci fraza asta cu păr tău lung o să rămână pe limbile tuturor. La fel ca pu... Îl ai până la fund părul... Bă, e prima oară când zice părul în loc de par. În loc de par. În loc de părul... Nu mai pot. Simt că mi-a scăzut... Cu cel puțin jumătate. Cred că mi-a tăiat. Simt că mi-a scăzut. Știu. Hei, bine, ai câștigat. Hai că trec la prietena ta cea mai bună. Da, pare o idee foarte bună. A ieșit. Ești prea zeu să mor. Sunt gay, nu zeu. Ia. Vino tu aleacă aici până mă duc eu la băie. Hai să zicem fantezie, pentru că mie îmi plac fanteziile. Eddie Grozavo, mai fă videoclipuri cu mâncare altfel, astfel, aflu unde ești și te pun forțat să faci videoclipuri. E Caterinca. Fă videoclipuri cu mâncare. Acum sunt chiar fresh, sunt pregătit să ies în lume. Ok, sunt foarte multe variante, deci merge să vă jucați asta într-o vineri seara cum e la mine. Azi e sâmbătă, așa-i? Uite și tu cum petrec o seară de sâmbătă. Câți ani ai? 15, tu? Ce față? 22. Mișto. Să zicem, cam târziu te-au făcut ai tăi. Caterin. Ha, așa e. Cât să fă, e bine așa. Așa. Am găsit, bă! Până la urmă, poate chiar sunt reale, poate chiar o să mă aleg cu o mamă la 3 km distanță. Nu pui deja așa. Deci cu cacica imaginat. Dar ce se potrivește atât de bine? Saturnul îmi strică ziua de azi. Ia mai dă-te în slobozi aici. Batman. Nu e frate. Coi, Lil Peep. Copii, înainte de niște sport, trebuie să vă încălziți puțin. Ești lesbiană? Arată-mi sânii tăi! Ce rulează conform Grigorilor Monica? Păpușă ribornu... Asta e un băiat... Asta trebuie să fie un bebeluș real, nu pot să cred așa ceva. Arată mult prea real. Nu se poate așa ceva. Ia asta din fața mea. Nu! Tu ești ciocăru de Buzău. Ai zis Buzău? Am zis Buzău. Să mă apu la curul tău. Eu când găsesc un chiștog e țigară aproape nefumată. Sper că nu e bazat pe fapte reale. Sper că e doar o memă. Băi, băgăm aripioare. Sau fetele care își pun bucile, sânii sau toată pizda. Nu cred. Dacă ați văzut Fred cu toată așa, vreau să fac niște research, să-mi trimit. Se duce Fred frumos să bea apă de la un izvor care era păzit un balaur cu trei capete. Se apucă Fred frumos să se lupte cu balaurul, îl taie un cap, îi mai taie unul, la care balaurul se oprește și zice: auzi mă Fred frumos, dar tu de ce ai venit aici? Să beau apă. Și de ce pula mea nu bei? Ce
mea. Altă idee de meme. Ce ar trebui să însemne asta? Night Club Iași. Ia. E gol. Muie. Așa, muie. Și pe tine, bă? Acum câteva videouri am făcut laba. Am dat comandă de chestia aia, nici nu știu cum să o descriu. Mari. Bă, chestia e că în ultimul nu! timp îmi pare din ce în ce mai rău că intru în acest subiect. Da. Monstruozitatea a venit. Mi-e și frică să o desfac, sincer. Și totuși miroase a pit. Nu știu la ce m-aș fi așteptat în primul rând. Bă, adevărul e că un penis cu miros de femeie e acceptabil. Dacă sugi un penis și are miros de... Nu o să continui gândul pe care vreau să-l zic. Bine, dacă o să-mi placă. Mi-a plăcut? Ce să... Hai, bă! Și asta e mari, mă. Atât, Mariu. Ești. Ok. O poză mai... La centură găsești. Bună, ce fraci? Ceau, bună ziua și frumoasă. Bă, e imposibil. Bună dimineața. Imaginează să fii la 2 dimineața pe OMTV, ok? Și să-l vezi pe Batman făcând duble. Ok, o să încerc să traduc chestia asta. Hombre dura 38 anos para versu milagro. La istoria che aumentara tu fe. Deci, bărbat la 38 de ani care vrea un băiat negru. Istoria care alimentează Radu de Crăciun. Bă, fraților, azi voi învăța arta mâncatului rapid. Dumnezeu e printre noi. Am scris, e bine așa. De asemenea și intră în noi. Doar El știe prin ce trecem și prin cine trecem. Un om pe nume Ion, care mergea pe camion. Era un om pe nume Ion și mergea pe camion. Când l-am prins direct de pulă și l-am aruncat pe lună. Cu siguranță nu era așa. A, supărat și plin de ură. Stai mă că se potrivește mai bine. Un om pe nume Ion care mergea pe camion, supărat și plin de ură, îmi băga pula în gură. Bă, se lăsa numai în seama păcatului. Pentru că zicea el, el nu există. A doua zi a luat sida. Un alt copil a făcut actul păcătos pe mormântul unui hater și a zis el nu există. A doua zi a rămas fără micunealtă. A doua zi a rămas fără casă și nu vă îndoiți de el. Și trimite la 5 persoane. Sau vei avea aceeași soartă ca a oamenilor de mai sus. Amin. Cu aia e. Trăiască Iisus, amin. What the fuck e fața asta? Arată parcă tocmai mi-am dat drumul. Probabil asta s-a întâmplat. Nu în videoul ăsta, cred. Chestia e că majoritatea oamenilor care mai există pe Simona sunt hecuiți, cred. Pentru că sunt mesaje de astea. Nu, bună ziua. Na. De ce a început să plângă? Dar totuși, dacă o să merg cu cineva la sală și vede acest video, să nu fac asta. O să mă deranjeze foarte tare și o să mă supăr. Să nu faci asta, ok? Să nu spui curul pe fața mea, ok? Dacă aveți cu membrii noștri, trebuie să vă protejați împotriva boilor cu trans... Și asta e mai... Parcă mai are haz dacă e o boală. Sau nu dau boală. Adică nu dau boală. N-am boli, cred. Yes! Not relatable. Taică-mea nu-mi dădea 10 lei. Taică-mea mi-a promis doar o dată că o să-mi aducă lapte. N-a adus. A câteva este un fanart pentru Eddie Grozavul, care este poza lui de profil de Discord. Dar nu seamănă cu poza, dar măcar am încercat. Ce faci? Dorm? Am înțeles, luați ajunticul în puse. Când doarme? Efectiv, dacă eu țip acum, o se audă în tot satul și probabil în 3 sate în vecină. Așa și invers. Dacă cineva își bate nevasta în sat, efectiv o să văd eu de aici. Pula! Ok, ia spuneți-mi, cum vreți să vă tund? Nu prea mă ocup eu cu de asta, dacă chiar aveți nevoie, vă aduc acum. Alo, da, salut.
O să am și eu nevoie de niște boabe. Ce a spus doamna Minge? Nu bob de la. Eu la înmormântarea mea vreau un stream live. Să fie în stream-ul ăla live, chat-ul să fie plin de LLLL. Toată lumea înțeleg greșit. Am 6 ouă, am rupt 2 ouă, am prăjit 2 ouă, am mâncat 2 ouă. Câte ouă am lăsat? Câștigătorul primește 1000 de euro. Te rog, nu mă lăsa să aștept. Bă, nu l-am lăsat să aștepte, am răspuns o oră mai târziu. Că ca mașinouăle tale să mă cac. Dar de ce, bărbaților, nu am manicură femeilor nervos? Bă, să-ți bagi degetul în curcă. De ce te-ai gândit la degetul? Things that I never would know. Treat me like what we don't get. Literalmente eu când vă domin. Mulțumesc pentru penis. Mulțumesc pentru penis. Motivul pentru care n-au bărbații relație. Hai să vedem motivul pentru care n-am relație. Bună, ești cumva din Bacău? Bună, da, de ce? Bă, stai. A fost bună. Da, de aia n-am relat. Eu îmi pierd timpul cu persoane proaste, așa că îți voi da bloc. Nu sunt proastă, tocmai am de citit. Am terminat de citit tot așa vormei. Tare un picuț de medie. Vând papuci noi nepurtați. Bă, dă-l drept cu 7 milioane. Bă, adevărul e că sunt papuci 0 km și Air Force One. Eu așteptând ca Eddie Grozavul să posteze. De ce aștepți plin de sloboz pe... Ce bolnav sunt. Bună, draga Simona! Hey, yo! Stai, da. O cheamă Sorina. Ai făcut un grup de... De ce? Ai făcut un grup de catat. Iar Simona a răspuns cu mulțumesc. How old are you? 13 și gata de sex. It's not too early for you. I want to take a shower in the winter. Ce pula mea. Excuse me. Cum a căzut atât de repede? Excuse me. Nu se schimb. Ups. And then Ronaldo! Oh! Of, ce aude vecinul la 3 dimineața. Nu mai da sus așa, când dați-mi tavan. Țâțoaso, pizdoaso, lăptăraso. Mă întreb dacă e... Eram curios dacă i-a ieșit, dar cred că nu o să mai iasă el din spital. Cu ăla aia deja am terminat-o, deci chiar o duc bine. Bă, ce cred că faci? Bună, drăguță, vrei să fii iubita mea? Vrei să fii iubita mea? Bună, drăguță, vrei să fii iubita mea? Cred că vrea să te întrebe dacă vrei să fii iubita lui. S-ar putea să mă înșel, dar așa pare. Recunoaște că prima dată ai văzut telefonul. Nu, am văzut cur. De ce am făcut asta? Am murdărit lentila acum. Ce naiba aveam pe buze? De ce e galben? Vecinji SSV. O seară frumoasă. Vorbește despre cât de mare e penisul. Nici nu te poți gândi la asta. Este foarte... Este foarte înalt și gras. Ca mama ta. Uite așa i-am dat-o. Uite așa i-am dat-o. Uite așa. Uite așa. Bă, asta nu-i femeie. Imaginează să ții skip de asta. De asta. Mamă, Spider-Man. Astea-s minore, cred. Ce are o? Bă, l-a dat de lava! Antante, dize mane pe... Dize mane companie, Antante. Your face. Ma what? Ma ass? Your face for me. Shake my ass? Yes. You like it? No, front of me. Băi, ce p***a mea faci, mă? Bă, ăsta încă șoptește. Reduce. Ikiki. Ok, am găsit un mic hack. Sticla asta de apă, foarte bombată, am umplut-o până aici. Nici nu va trebui să mă chinui. Ia uite-o pas. Băgați-i. Una. Două. No! 7 8 8 9 10 Yes! Multe dintre femeile de pe acest site sunt mame singure frustrate. Ele pot fi vecinele tale. Eddie, hai să facem prăjituri. Da?
S-ar putea să fie vecinile mele. Ia, ce a scris fata asta pe frunte? Bobo. Deci din toate lucrurile care putea să o pună să-și facă pe frunte, a ales să scrie Bobo. Măcar dacă era un nume mai Bobo. Putea să-i zică să-și deseneze o pulă pe frunte. Elefantul Cici mănâncă cipici. Știți, mă, așa nu ai mai văzut până acum pe Batman. Oh. Deci trebuie să fac o... Sunt curios ce picioare o să-i fac lui Dorian. Bro! What the fuck e asta? Nici n-are sens, asta-i problema. Bă, Doriane... Ești nebun? Întâi mi-arăți fața, apoi cad de comun acord și fac ce vrei, doar dacă vrei. Deci până la urmă o să văd un penis. Yes. Opa, Adrima Wine. A, what is your... Da, asta, cu siguranță. Rascazambuse. Rascazambuse e belcambuse. Cream că o să-l folosească ca un microfon, nu mă așteptam să-l arunce din mașină. Am din un pahar, mă uit la bahar. Place o pulă să car. Apucă-te și citești o carte. Acest site de socializare nu ți-a aduce niciun beneficiu, cu drag. Ce mă, și o să reci, iată de mor. Poți să-mi recomanzi o carte? Da, Legături pierdute. Cum le-ai pierdut? Bă, visele astea devin mult prea realiste, de să mor eu. Și se vorbea și pe grupul de WhatsApp al fostei mele clase de liceu. Rădeam la o glumă cu oroi. Nu știu ce dracu înseamnă asta, oroi. Știu doar că toată lumea râdea. Bine, mai era o persoană care râdea la gluma cu oroi. Dar știu că eu mă căcam pe mine de râs la gluma cu oroi. Care era gluma cu oroi? Are și o glumă reală, în care s-a întâmplat la un moment dat. Care e gluma cu oroi? Părea că era numele cuiva scris greșit. Cred că e numele lui Dumi scris greșit. Dar ce legătură are Dumi cu oroi? De ce e Dumi oroi? Pare să fie noroi. Dar ce ar fi Dumi noroi? Nu știu ce am simțit să filmez faza asta. Doar voiam să aflu care e faza cu oroi. Știu că intrase bunica mea la mine în cameră și se luase de mine că vorbesc prea tare. Și eu n-o băgam în seamă că râdeam la gluma cu oroi. Pentru întârziere de menstruație, ce pot lua? Pampers. Unde în Spania l-a cules? D. Masează-mă în privat. Bebelușul ăsta arată de parcă a prins conștiință. Cine sunt? De ce exist? De ce bărbatul ăla vine cu penisul spre zi? Acum cred că e mult mai bine. Hai să facem un test. Un test foarte extrem. Bă, am o frică când mă cac în veciul ăsta de afară. Că o să-mi intre ceva în fund. Bă, ce poftim? La ce mă uit? La ce mă uit? Presenting in front of the class, be like. Let me start by... Cred și eu că îi vine să râdă. My telly? Why? Coai, eu cu Vlatul jucam piatra artie foarte ca în spate. Bă, mă cac pe mine. Mai tăl? Po. Why? Arată-și foarte relatable. Ona. Kebab? The monster have been summoned. Kebab, la taie? Tu te încură că n-ai idee ce zic. Dacă îți place pula, nu zici nimic. E că și ăsta e un răspuns. Bă! Alo! Trăiți-ar familia, răbzi ceva. Ia uite ce fustă am. Ia uite, ăsta e paticul meu de la mamaie. Mamă, coaie, că e 11 noaptea și mor de cald în costumul ăsta. Acum face semne nazist. N-are de gând să zică nimic cum ăla-s doar. Ce aranjează trei fire din cap. Bă! Bă! Hei! Țărăcuru! Țărăcoaiele! Îți place de mine? Uite, se uită așa cu colțul ochiului, nu știe ce să crede. Jokerul de Galați, unde e? Ce funa. Bă, îți bate copacul în geam. Îți bat prunele în geam. Cireșele, mă, s-au făcut cireșele. Hai de până. Ce zici? Îți mai bat cireșele în porumbu. Porumbu, îți bate porumbu în geam? Te rog, răspunde, altfel nu pot să mă duc să mă bat cu Joker-ul. Te rog, măcar arată-mi pula. Bă, încă mă doare gâtul de la chestia aia. A sunat foarte rău ce am zis. Pokémon! It's Pikachu! It's my fairy! Fuck!
ce? Na, dacă văd Pokémonul ăsta, poate să fie ars. Dacă sunt în căutarea unui Pokémon și am o bilă de ea, nu arunc ca să prind, arunc să îl omor, dracu. Ce vă spun? Ești bine? E puțin mai rușinos. Am făcut un prieten. Și acum? Ia uite-l. Nu sunt eu. Zi, băi, are căști de la Depaliba Bampula. Se aude. M-aude? Da. Ah. Ăștia-s gata. Eu gata. M-am terminat și eu. Într-o seară, colegul meu pe care îl cheamă Vort s-a întâlnit cu Salam, care a dat peste el, și Vort nu l-a bătut. A început să cânte manele. Real. Salam era gen pe jos. Da, băi. Și Vort stătea așa și se uită la el. Păi da, ți-ar sta bine, gay. Bine, dracu, că sunt cu mașina măcar. Te fude, lasă-mă în pace. Băi, ajutor, bă. Stai ca un passenger princess. Mi-i simțitule. Nu mai simt mașina, am lăsat și trepiedul afară. Ajută, fă ceva. Omul meu s-a ascuns. Nu. Ok, 1. 2. Fuck. And I tried lean for the first time. Pentru prima oară și pentru ultima oară. O să dau cu banul. Lil Cagulă e cap. Sau poate să-mi facă un cap. Și Emi e pajură. Ăsta e clipul de pe TikTok. Până acum am eșuat să obțin acel clip. E pajură. Sper că ați văzut. Deci Emi câștig. Azi vreau să învăț să merg în mâini. Piu, 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 piu. Știi? Băi, mi-e frică. Mama, am căzut aproape pe gleznă. Cam asta m-a costat mersul mâini pe covor. Dar măcar a reușit. Vă sunt prea entuziasmă, mă! Nu mai mințiți, oameni, sunteți niște. Alo! Cu cine voie să vorbești acum? Cu cine voie să vorbești acum? Vas! Vas, la vaghe... Lai! Dani, frau! Frau, că telefonată! Își cam telefonat întâta. Dani, frau, că fichi! Dani, nu, Dan nu e acasă. Dani la muncă. Băi, frate, eu că primeie ta m-a sunat pe mine pe eu acum. Nu te-a sunat, te l-ai sunat-o pe ea, deci vreau să vină pe tine. Unde vin? Vin acolo unde ești, focuși tu unde ești. Vezi când sunt Batman și știu exact unde ești. Băi, eu că ce-o dat primeie ta? Băi, vezi că Jokerul de Galați nu mai e singurul meu dușman, acum e și tu. Băi! Fimieta, ce mi-e ta? Păi cum adică, păi tu ai sunat-o primul, că te-am văzut. Te-am văzut. Nu, prima dată. Nu strâmba, nu strâmba, că te-am văzut. Bă, frate, prima dată că o dat ea mesaj mie pe Instagram. Deci, nu ți-a dat nimeni mesaj, ai sunat-o și ai arătat pula. Am văzut-o eu. A fost destul de frumoasă, dar nu o să intrăm în detalii. Și că-s mamaie. Și că ești tata, e că e morgen. Pe ce jucăm la 1000 de puncte, te las să-mi dai limbi. Stai, bă, că îi dau share pe Insta să moară, mamă. Îi fac eu aici o combinație lui băiatul ăsta. Neaț, mai te aștept. Mai așteaptă, mă. E o tălpă să ce puge. Bă. Ui, ia controlele mai greu, nu știu ce pula mea are. Bă. Și ai zburat și tu prima oară? Da, bine, nu era să mor cum ai făcut tu, dar... N-ai făcut așa? Nu, n-am făcut așa, clar n-am. Bă, nu merge! Trebuie să verific puțin, să-s la maxim. A, eu nu mai văd... Astea ar trebui să... Aș vrea să te anunț că eu nu mai văd. Nu trebuie să vezi. Cum ai gândit? Bă, dar ia să închid astea, că se aude sunetul ăla și mă enervează. A, stai, nu. Păi, mi-ai închis avionul. De ce trec cum făcut asta? De curiozitate o să încerc și cu... Da, mă îndoiesc. Edi Grosampu este un antrenor de fotbal din Republica Moldova. A... De... Karov, castigator, eu. Am o amintire azi? Cu cine am o amintire azi? Hai de pula mea. Bă, dacă vine hoțul, ce facem? Hoțul.
Te doare la banană. Bine, tu ce faci? Cum am pus în pat. De ce? Că sunt obosit. De ce? Pentru că sunt la lucru în Germania. De ce? Că vreau să fac bani. De ce? Pentru că vreau să... De ce? Că... De ce? Că aș... De ce? De ce? De ce? De ce? Alege un... Alege un fruc. De ce? O să vezi. De ce? De pulă să mă... Bă... De... Să mă țin. De ce? De de asta. Și neironic chiar mi-a trimis poză cu... Auzi? De ce? Spune de ce nu vorbești, de ce spui doar un cuvânt. De ce nu e un cuvânt? De ce? Să te fut în piz. M-ai sunat. M-am sunat. Bă, am spus mai mult de un de ce. Spune. De ce? Soare, fă-mă mai negru că salb. Vreau să fiu negru. Vreau să am mai puține drept. Băga mi-aș pula să-mi bag coaie, era ultima carte, bă! De ce toate lucrurile pe for you page-ul meu trebuie să ia foc? Adică, ce se întâmplă? Uite, acum am dat și de într-un live în mașină. Cred că au făcut accident și s-a întrerupt. Primele imagini de la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Casa de patru, casa de... Patră. Casă de piatre. Felicitări și casă. Bă, măcar au gânduri bune. Casă de pe 5. Casă de piatră și casă. Casă piatră. De piatră. Bă, câte, câte variații mai poate să aibă acest casă de piatră? Casă de schimb voluntar. Ce trebuie ar fi să înseamnă asta? Yo! Acela a fost momentul când Batman a realizat că există ceva mai mult în viață decât a te bate cu răufăcători. Pecheta, Parizer, a ta, Rachis, Rachiu. Și mi-a trimis o poză cu taxul sau cu măsa. Reacția mea sinceră la această informație. Bine, presupunând că e rus. Aparat, că da, că de aceea mi-a trimis poză cu steagul ucrainei. Mama ta are nevoie de un tărian popa. Pentru că el are mult mai multă cunoaștere despre dorința din tabăra românească de a curăța. Mănâncă verde în casă de două ori pe zi, dimineața și seara, de mai multe ori pe zi. Dorin nu are nici cel mai mic cult. Efectiv extraordinar. Efectiv Oscar, Emmy sau ce dracu ai putea să dai la așa ceva. Bă, ești prost. Așa poveste cu Dorin. Jucăm pe un cap? Da. Ce? Pe ce joacă? Pe un cap? Ce cap? Bine ați venit la ziua 8-a de învățare a unui skill. Așa, fraților, că asta e prima oară când dau de două ori consecutiv. Și Andreea? Balu? Ca să știți, tot eu dau. Kiss love. V-am pupat. Ai nevoie de urmăritor? Hai să creștem. Zici că e o reclamă de... Ai nevoie de niște centimetri în plus? Hai să-i creștem. Bă, măcar e bine. Nu, nope, acum cu siguranță nu mai e bine. Oh, ce e asta? Uvu, uvu. Hei, n-ai chef de VB? Ce pula mea e asta? Se mor de bet. Mamă, coaia asta e pe space. Mamă, coaia, ce, ce droguri a fumat coaia. Are vagabond și merge ca un vagabond. Da, nu cred că mai stau aici. Bă, vezi că donațiile cam merg. Deși donează tea înghețate, nu-mi prea-mi place. Care e motul pentru înghețată? Nu, nu mă linge. Arată foarte creepy, zici că sunt gata să fac un ritual. Caut relații viața pe o față de pe la țară. Hello Wednesday. Eu sunt joi. Mamă, nu mai pot, nu, nici nu văd încă capul ăsta. Dați-l mai jos. Mersi. Încercați aici și tare cred că se potrivește. Nu l-a făcut gorila. Dar nu e negru. Îmi place că pula mea aici e un mesaj. Uite gay-ul. Mă sună poliția să-mi zică că... Yes. Și acum îți arăt pula. Șamă. Șamă, beamă. Ideal nostru. Să vedeți că nu o să afle că am pus ceva în băutură.
O să vezi niște stele verzi, băiatul meu. Viața inimii are treci pe rând. Vă aștept că toți la o porție de cafea. Aaaa, ne-a păcălit. Da. Chiar am crezut că ne dă pizda. Na, cum faci asta? Ok. Da. Ce faci? Dă-ți tu cameră. Nu pot că sunt dezbrăcată. Ești brăcată? Da. Da, tu ești una, Giule. Poftim? Cum să spui așa ceva? Da, mai n-am vorbit cu tine. Doamne ferește, dar tu ești băiat? Eu sunt băiat, tu ce ești? Să mă întrebi așa ceva. Dar nu se vede? Pe cine ai văzut tu la față? Că eu n-am deschis camera. Ba da, deschis camera. Lasă-mi. Cum? Dar cine te crezi tu? Dar nu ți-e rușine? Cum să vorbești așa cu doamnă? Mă, dar nu te-a învățat cum să vorbești cu o fată? Nu, n-am vorbit. Un bapul l-am pizdat, da, na. Doamne, fute la biserică! Eu sunt Batman. E, bulangiule! Băi, pe cine faci tu, bulangiu? Bă, bulangiule, bap! Bă, poate vrei să te fut în cur? Ei, hey, yo, what the fuck? Un bap, rata lui mă! Bă, vrei să vin peste tine să te cur? Un bap, mă! Bă, nu mai vorbim urât că sunt deja în Batmobil în fața casei. Ți-e rușine, dar cu cine crezi tu că vorbești aici? Nu uita cine sunt eu, ce am făcut eu pentru țara asta! Un bap! Țara lui Mata, ce ai? Țara lui Andrei! Ieși, du-te, bapă, la dai mas... Eu fac urât aici și te f*** și pe tine, îl f*** și pe fratul, f*** și pe tactul. Bă, ce... ce-i asta? Deci tu actualmente, tu ești doar transvestită pentru că nu ai... Asta mă, să termin un ce am de zis. Asta casera, asta casera, nu că se cuverta, se cuverta. Aqui eu tenho dinheiro pra mim, aqui. Eu vou trabalhar com você. Bă, a fost extrem de lung pentru finalul ăla. De ce s-a învârtit atâta? Ce era, bă, un leu? A, e bun. A, da, suntem în nou-nat November, apropo. Sincer, fiți sinceri acum. Ați pierdut? Dar sincer. Bine, după videoclipul ăsta, cred că o să pierdeți. What the fuck, de ce am zis-o? Că grupul ar aprecia asta. De ce pula mea și aprecia asta? Ce-i asta? Toată lumea înțelege greșit, un fost polițist și a pierdut casa. Și ia-o de pulă și scoate-o afară. M-am gândit să-ți dedic și ție o poezie pe care am scris-o la alteri. Spun și ție pentru că poezia aceasta este dedicată și lui Dumnezeu. Sună cam așa. Sper că nu o să povestească despre cum vrea să-l fută pe Dumnezeu. O judecată aspră își așteaptă Maria. O judecată aspră își aștepta Maria. Uciderea cu pietre din partea unei gloate și furibund cu o clea spre Magdalena Sfântă. Dar Domnul nu se frământă. Și în apărare-i sare, bine că nu piper, cu milă de femeie, cu dunet spre popor, cere să arunce piatra cel ce nu-i păcătos. Mulțimea furibundă devine stol fricos, căci conștientizează. Starea ei degradată, nici mai rimează coaie. Norodul de îndată este neputincios. Maria e salvată. De la pământ de jos, respiră ușurată și m-a încăcat pe jos. Ia ajutor primita de la Iisus Hristos. Habar n-am ce dracu a zis să stai aici. Un moment n-am fost atent. Poți să scrii și piese ca a lui Lilca Golă și Cheboasă? Pot, dar dă-mi tu cuvintele principale în jurul cărora se învârte piesa. Hai, fii atent ce face omul meu, o să fac un hit. Deci cuvintele pe care le-am dat sunt autism, covor și sinteză auxiliar. Nu mi-am răspuns. 5 zile mai târziu. Unde e piesa? 4 zile mai târziu. La cuptor. Let him cook. Efectiv, literalmente, let him cook. Let him cook. Mai trebuie 3 cuvinte, zice bucătas. Are scleroză și tractor. Mă văd de autism pătruns când eu privesc spre Magdalena. Căci n-am cuvânt și n-am răspuns și scleroză rată mie ca trena. De fac sintetic... ce? De fac sintetic o sinteză spre ce mă duce fața ei. Mă văd condusă spre amaneză purtat de cai unor zei. Pe când tu învățai la școală despre antene și scleroză, primei ca auxiliară lumină caldă de veioză. Acum probabil ești acasă, privind în tine și duioasă. Te-ai înălța într-un motor de Porsche Cheyenne. A fost cel mai rău lucru pe care l-am făcut în viața mea, nu-mi vine să cred. Ce mai rechiziționezi? Mașa Natasha. Doamne, băi, asta 18 zile mai târziu. Mă cheamă Victor și te strigă Renato. Renato, dale! Și bă, asta încă face... Du-te de la cioc de Iamaroc. Bă,
Imaginează să stai cu ăsta în casă. Bună, iubi, sunt acasă. Acasă? Unde e mâncarea pe masă? Te dau un rasă? Pun pula pe casă? Cred că ar trebui să divorțăm. Să divorțăm? De ce nu vrei să ne jucăm? A, și la Mac mai am suc. De data asta mi-am luat Sprite. Bă, deci, efectiv, să fiu un urmărit. Telefonul 10 minus de la Samsung original din Palestina, folosit de Mia Khalifa. Sună foarte sus când zice folosit de Mia Khalifa. Folosit la ce? Nu de alta, dar s-ar putea să fi crescut prețul. Fă, am ieșit cu... Că și cu smântână. Hai, mă, cu... Vreau să vorbesc șaurma. Stai că-ți dau acum șaurma. Vreau să-ți rog coaile, dai. Birou presus. Ai unde sunt destul că mi-a trimis poza cu cioaca și i-am trimis și o poză cu cioaca. Gen, e ironică. Luat o cioacă de pe internet. Sau era a mea. Allegedly. Bă, ce e asta? Ia. Yeah. No. Bea mă apă, că n-am pus-o. Băi, și eu ce fac cu asta acum? Jack, bea apă, fătu din gură. Dacă nu bea apă, ți-o ori în cap. Trezește-te. Ăsta te bate pe tine. Bine că s-a oprit video. Trebuie masat pe cap. Știi cum fac frizerii? Așa, îți place? Îți place? Aha, ești un clown. Aha, ești un clown. What the fuck? Da-mă de pustie. Da-mă de pustie. Mă doare ficatul dacă am râs. Deci, sex? Unde sex? Ai doar 14 ani! Și? Ia, sună-mă. Nu. Mă suni? De că? Sex. Unde? Sex. Ești doar o copilă, îmi ocupi timpul din viață. Vrei ceva? Sună-mă. Sex? Altele. Și unde-i Max? Mamă, ce prost. Dacă scrie ar sex, înseamnă că ești robot, ori ești proastă cu cultură generală. Altceva ce am putea discuta? Sex? Pe telefon am IP wireless de unde trimiți mesaje. Ce? Așa că dacă vrei să glumim, te invit la masă și râdem amândoi. Deci, fără sex. Unde? Bă, omul vrea să știe unde. Că așa se bagă și el, dar să știe unde. În pistă. Păi spui sex de câteva ori. Sex unde? În poze nu? Ia trimite. Ce să trimit? Tu, ce dorești? Sex. Mai ești în mort. Bă, coaie, drop mă, ăsta e Twin Towers și ăsta e un avion, da? Impulsul de a ejacula vine din coloana... măduva spinării. Deci impulsul de a ejacula vine din măduva spinării, nu din creier. No brain is needed. Deci n-ai nevoie de creier. Deci poți să-ți dai drumul și fără creier. Ceea ce mulți o fac. Ăsta a fost fun fact-ul de azi. Pa!